Părați capitolul 4, începând cu versetul 1. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: Robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul. Și cel ce l-am împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis: Ce pot să fac pentru tine? Spunem: Ce ai în casă? Ea a răspuns, roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis, du-te de cere vase din afară, de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci a plecat de la el, a închis ușa după ea și după, ce, și după copiii ei, ei îi apropiau vasele și i-a turnat din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, i-a zis fiului său, mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns, nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el i-a zis, du-te de vin de unde lemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămâne vei trăi tu și fiii tăi. Amin. Să ocupăm locurile. Am intitulat predica din această seară, inspirată din Cuvântul lui Dumnezeu, din pasajul acesta pe care l-am citit, Ce ai în casă? Spunem ce ai în casă. Spunem ce ai în casă. Povestea este extrem de simplă. O văduvă a venit la Elisei să se plângă că îi bat creditorii la ușă. Era în legea lui Moise o previziune dacă se întâmpla o criză de, de genul acesta, creditorii puteau să-ți ia copiii sau chiar pe tine să te vândă ca și sclav și să plătești astfel, prin munca depusă, datoria care o ai. Femeia aceasta era amenințată să-i se ia copiii acum, vânduți ca și sclav, să plătească copiii ei datoriile rămase de la soțul ei. Iosif Flavius, pe numele lui întreg Titus Flavius Josephus, Ben Matiahu, a fost un istoric de origine ebraică și istoric roman, a scris și a trăit, de fapt, între 37 și anul 100 în istoriile lui. El spune că femeia aceasta ar fi fost văduva lui Obadia, Știți pe Obadia, am aflat despre el în 1 Împărați, capitolul 18, care era un proroc al Domnului, dar și administratorul casei lui Ahab. Am învățat despre omul care încearcă să slujească la doi stăpâni, nu? să stea bine și cu un împărat păgân, dar și cu Dumnezeu în același timp. Omul acesta totuși se temea de Dumnezeu și a făcut un lucru remarcabil. A pus la pază bună i-a ferit de sabia lui Ahab 100 de prorocea Domnului. 50 într-o peșteră, 50 într-altă peșteră. Și i-a hrănit cu pâine și cu apă în timpul acesta în care a ascuns în cele două peșteri dacă Iosif Flavius are dreptate, atunci femeia aceasta, într o dată, a fost foarte prosperă, nu-i așa? Era soția administratorului ca să împărătește. Pentru că activitatea lui Obadia a fost una secretă, nu? Hrănea prorocii lui Dumnezeu în timp ce Ahab hrănea pe prorocii lui Bal, nu e așa? Bineînțeles că acest administrator al casei împărătești nu putea folosi resursele lui Ahab să hrănească prorocii Domnului, nu-i așa? Și Iosif, Iosif, Flaviu spune că acest obadea s-ar fi împrumutat. Lua bani împrumut să-i poate hrăni pe cei 100 de proroci. Acum, chiar că dacă le-a dat numai pâine și apă, hai să zicem că apa nu costa pe vremea aceea, dar era secetă, era o secetă teribilă, nu? Și cred că costa și apa atunci, da, pâinea costa foarte mult pentru că era foamete în țară, nu ploase, Trei ani de zile n-a plouat la porunca Domnului și a lui Ilie. E, bine, eu cred că omul acesta s-a împrumutat destul de mulți bani ca să-i întrețină. La noi vin numai câțiva musafiri, nu? Pentru un, un timp scurt și intrăm în alertă cineva mi-a spus că Dumnezeu ascultă și ei rugăciunile îndoielnice. Dar cum așa? Zice, m-am rugat să vină soacră mea în vizită și a venit. Întotdeauna <laughs> le spun, mă, oameni buni, voi n-ați dat bani la biserică, de-aia vine soacra în vizită, nu? Îți vine musafir, nu dai bani pentru Domnul și trimite Domnul ceva musafir care ți-i papă. Numai câțiva să vină, doi sau trei să-i ții acasă, e o problemă foarte serioasă, nu e așa? Uh, nu cu mult timp uh, am avut o aventură întreagă cu un român care trebuia să stea undeva și bineînțeles că nu voia să-l țină nimeni în afară de pastor, nu? Și l-am -am ținut eu. Dar nu mi-a fost ușor și mă gândesc, Doamne Iisuse, da, dacă ar fi fost vreo sută, nu? Ce s-ar fi întâmplat? De unde bani să le dai pâine și apă la o sută de oameni? Eu cred că Obadia a împrumutat suficient de mulți bani să-i hrănească pe acești 100 de oameni al lui Dumnezeu. Bineînțeles, spune Sfânta Scriptură că a murit și a lăsat-o pe nevastă să nu numai văduvă fără bărbat, dar a lăsat-o în datorii. Să fii singură, să ai niște copii mici care probabil nu pot să aducă mult venit în casă, decât consumă și ei, să fie amenințată existența familiei prin smulgerea din casa ta acestor copii și duși ca și sclavi, să bată creditorii la ușa ta în fiecare zi, nu este un lucru foarte ușor. Văduva aceasta a apelat la Elisei. Văduva aceasta a apelat la Elisei. Primul lucru care vreau să-l discutăm în această dimineață este că văduva aceasta este într-un necaz formidabil. Nu? e moare soțul, un soț care se teme de Dumnezeu, nu așa? Un, un, soț care se teme de Dumnezeu. Și ăștia mor? Sigur că da. Rămâne cu datorii. Oare oamenii buni, nu? Rămân în datorii, au datorii? Sigur că da, Pot să fim foarte, putem să fim oameni foarte buni, foarte credincioși, dar imprudenți, neastâmpărați, visători. Și cum suntem americani, nu? Și știți definiția americanului. Americanul cu bani care nu i are, cumpără lucruri de care n-are nevoie să facă în ciudă la oameni pe care nu-i iubește. Nu? Și ne mai cumpărăm o casă. Și ne mai cumpărăm o mașină foarte scumpă. Și ne mai băgăm în datorii. Și dintr-o dată vine criza. Și lăsăm pe cineva înglobat în datorii până în gât. Este un scenariu nerealist? Nu. Se pare că s-a întâmplat foarte des și se întâmplă foarte des. E bine, văduva aceasta rămâne în datorii, datorii pe care le face un om de bine, un om care se teme de Domnul, nu? Trebuie să ne temem de Domnul, dar în același timp ar trebui să fim și prudenți, ar trebui să și gândim, ar trebui să ascultăm călăuzirea Domnului în afacerile care le facem noi. Bineînțeles că creditorii amenință. Copiii nu o să fie proroci, cum s-a așteptat mama, ci robi undeva. Știți că era o tradiție, copiii prorocilor ajungeau să fie și ei proroci, nu-i așa? Învățau meseria asta de la tata. Ei bine, femeia asta știe foarte clar că acești copii nu o să fie profeți ca și tata, ci o să fie cine știe ce, robi, sclavi undeva. Muncin pe ogoarele unor hapsâni care au împrumutat pe soțul ei. În al doilea lucru care îl vom discuta în continuare este că avariția întotdeauna hrănește cruzimea. Oamenii care vor tot mai mult devin tot mai cruzi și tot mai nemiloși. Cred că sunteți de acord cu mine, nu? Știți care sunt relațiile dumneavoastră cu banca, cu banca în care ne-am promutat casa, cu banii pentru casă, nu-i așa? Ne iartă vreodată? Ce părere aveți de credit cardurile care le-am umflat uneori până la limita? Îți pline de dragoste și milă față de noi, așa? My flexible friend. Your flexible friend is not flexible at all. Nu e deloc flexibil. E totalmente inflexibil. Te raportează imediat că n-ai plătit la timp. Te raportează că n-ai plătit uh, integral. Ți se strică creditul. Cineva este pe urmele tale. Avariția hrănește cruzimea. Creditorul neiertător. Domnul Iisus are o, o, pildă extraordinară cu acest creditor. Nu? Cineva era în datorii până în gât și s-a dus la împăratul să mai ai milă de mine, a, a, îngăduie o să plătesc, o să fac tot ce știu eu. Și am fost milă de necășitor acela și a iertat. În sfârșit, un un creditor plin de milă. Trebuie să fie împărat, probabil, ca să fii plin de milă. Dar nu toată lumea e împărat. Când s-a găsit ăsta iertat, cu toate datoriile plătite, nu? a ieșit afară bucuros și a adus aminte de unul care îi datora 100 de lei. O, oh, nenoră, mă duc la el direct. L-a luat de gât, îl strângea de gât, spune Sfânta Scriptură, și voia să scoată suta din el. Avariția hrănește cruzimea. Devenim creditori neiertători. Chiar și cele mai bune vieți nu scapă încercărilor mai ales aici în America, în această societate de consum. Nu vedeți lumea asta? indiferent cât bani câștigați, este cineva care nu-i papă de fiecare dată? Este cineva care are un plan pentru ei? Eu știu oameni care fac foarte mulți bani și tot la fel de mult se duc pe apa sâmbetei, că sunt biluri de plătit, sunt... cineva este pe, pe urmele noastre și tot ce câștigăm papă ceilalți, mănâncă ceilalți. Este îngrozitoare această lume de consum, nu-i așa? Societate de consum. E adevărat că ne consumă banii, dar ne consumă nervii, ne consumă sănătatea, ne consumă liniștea, ne consumă nopțile pe care nu le mai dormim. O întrebare. Cine are grijă de văduvele lucrătorilor Evangheliei? Nimeni, nu-i așa? Dacă a murit pastorul, la pedepsi domnul, nu? L-a luat. Are grijă cineva de văduva lui? No way. Social security. Nu? O să vedeți dumneavoastră cât de social este și cât de security -ly. Nu te lasă nici să trăiești și probabil nu te lasă nici să mori până nu îți plătești toate datoriile. Un al doilea lucru care vreau să-l discut aici este că Elisei poartă de grijă la de văduva colegului său. Are o inimă mare acest om. Prima lui întrebare este ce pot să fac pentru tine? Răspunsul cel mai fain ar fi fost dăm niște bani să pot plăti datoriile. Dar nici pe vremea aceea prorocii nu erau plini de bani nu aveau nici ei resurse, Tră, trăiau și ei din mila Domnului, treau și ei prin credință, nu? Și nu întotdeauna ai credință pentru toată lumea, de-abia de ai pentru tine, nu-i așa? Să te descurci la o lună la alta. Și Elisei pune a doua întrebare și mai șocantă. Nici nu așteaptă un răspuns de la văduvă cu ce pot să te ajut, ce pot să fac pentru tine, Și spune ce ai în casă. Hai să vedem ce resurse ai tu în casa ta. Ce ai în casă? un vas cu un de lemn, spune ea. Acum sunt unii dintre cercetătorii Bibliei teologi care susțin că ăsta ar fi fost un de lemn de ungere, rămas de la prorocul care a murit, de la Obadia, nu? Ulei de ungere. Ungea așa ăsta bolnavii, ungea împărați, ungea proroci în locul lor, nu? Ungea pe cineva. Ăsta nu era mult. De obicei era un vas destul de mic, și acesta era un, un le, ulei foarte special. Nu puteai să faci și nu pui pane în el. Era un ulei special. Probabil văduva asta săracă nu l-a folosit la bucătărie pentru că nu se folosea pentru bucătărie. Ce ai în casa ta? Un vas cu un de lemn, spunea. Și Elisei începe să o învețe pe femeia aceasta cum să pregătească minunea lui Dumnezeu. Ce să facă ea? ca minunea să aibă loc. Știți că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu la minunile noastre? Noi ne putem ruga să scape Domnul pe drogați, nu-i așa, genii. Dar trebuie să pregătim minunea Domnului, trebuie să stăm pe genunchi cu ei, să postim cu ei, să facem studii biblice cu ei. Este partea noastră în lucrare, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, noi nu suntem spectatorii minunilor lui Dumnezeu. Ar fi grozav așa, nu? Numai să-l vedem pe Domnul că face minuni. Am fi ca Irod. Nu vrei să faci o minune, nu? Și acum filmul acela foarte faimos, Jesus Christ, Superstar, una dintre ariile cele opere, operete sau cum cheamă, spunea Irod, nu vrei să transformi swimming pool-ul meu în vin? <laughs> nu? Bețivul de Irod aștepta o minune. Domnul nici nu a discutat cu el. E bine, noi nu suntem spectatorii minunilor lui Dumnezeu, ci participanții activi la pregătirea minunilor lui Dumnezeu. Noi putem să ne rugăm o viață întreagă pentru trezire spirituală, dar dacă nu te trezești tu singur prima dată, nu te pui tu pe rugăciune și pe cititul Scripturii și pe post și să-L cauți pe Dumnezeu din toată inima, pe urmă o să dai vina pe alții, că nu se trezesc el alții, nu? Că dacă s-a trezit el alții, poate că te-ai trezit și tu. Dacă vrei trezire spirituală, wake up, man, wake up, trezește-te singur, pregătește minunea lui Dumnezeu, pregătește-te de intervenția lui Dumnezeu. Și Eliseu învață pe femeia aceasta, primul rând, discreție. Încuie ușa după tine. Pentru că minunile lui Dumnezeu n-au ca scop spectacolul. Okay? Imaginați-vă că Eliseu ar fi spus, uite, știi ceva? Dumnezeu să facă o minune, ne mai auzit, nu o să mai auzit în, deloc în Israel de așa ceva. Închirează stadionul. Ok? Chirează stadionul, faci niște advertising peste tot, cum o să curgă uleiul Domnului gârlă. Hmm. În cui e ușa după tine? Minunile lui Dumnezeu nu sunt destinate spectac spectacolului. Dacă ar fi aflat-o asta, Benny Hint ar fi lăsat de mult de treaba asta, dar se ocupă în continuare de minunile, de minunile pe care le face. Minunile nu sunt pentru spectacol. În cui e ușa după tine? Dacă îl cauți pe Dumnezeu, du-te în cămăruță și caută-l pe Domnul. Dacă vrei intervențiile lui Dumnezeu, în cui e ușa? Închide ușa după tine și după copiii tăi. Discreție. Văduva și copiii pregătesc recipienții miracolului. Va veni minunea, va veni uleiul binecuvântărilor lui Dumnezeu, va curge din belșug harul lui Dumnezeu, dar harul acesta curge în niște recipienți care sunt gata să-l primească. Suntem gata să primim harul lui Dumnezeu? Ne, ne putem crea un loc gol ca să vină harul lui Dumnezeu să curgă? Mai este oare loc în inima noastră pentru uleiul sfânt? Sau toate vasele noastre sunt pline de temirce. ce? Cei care v-ați mutat în viață știți ce se întâmplă cu noi. Adunăm și adunăm și adunăm mormane întregi de lucruri și de garbiciuri pe care le băgăm în cutii și le mutăm în alt garaj unde o să stea până la următoarea mutare și mutăm după noi o groază de lucruri de care nu avem nevoie. Ok? Suntem plini de ele. Plini de ele. Copiii au alergat prin vecini și au adus toate vasele goale care au putut să fie împrumutate. Noi suntem, așa cum spuneam înainte, împreună lucrători cu Dumnezeu. Puținul meu în mâna unui Dumnezeu puternic face minuni. Gândiți-vă la copilul acela care a avut lanciu la el, nu? Pești și pâine. Ce minune extraordinară a făcut Dumnezeu cu puținul pus în mâinile Domnului Iisus Hristos. Era puțin un de lemn acasă, dar văduva asta n-a protestat, n-a spus, da, doamne, ăsta e foarte prețios, la am amintire de la bărbatul meu, ăsta avea o sticluță cu un de lemn, unde mergea undeva, era sticluța asta cu un de lemn cu el, nu, să nu ne atingem, Doamne. El pune în mâinile lui Dumnezeu. Și puținul acela devine sursa unei abundențe pentru întreaga ei familie. Este sursa salvării ei. Pregătește împreună cu copiii ei minunea lui Dumnezeu. Asistăm apoi la mulțirea unde lemnului. Văduva procedează exact după spusele lui Elisei, în detalii. Este uimitor cum femeia aceasta este foarte credincioasă. Ascultă în detalii de porunca dată de Elisei. El nu, ea nu spune, dar eu am venit să mă ajuți. Eu sunt o văduvă săracă, mă așteptam acum să faci o colectă pentru noi. Nu? Mă așteptam acum să dai un telefon undeva sus, nu? O să observați duminica viitoare că aceeași văduvă se duce la Elisei cu o problemă mult mai mare decât asta. Adică o altă văduvă, să vedeți, se duce la Elisei cu o problemă mult mai mare. Și întotdeauna Dumnezeu lucrează într-un mod surprinzător. Să leagă Dumnezeu de resursele care tu le ai. Dumnezeu contează pe ascultarea noastră, pe credința noastră. Femeia aceasta crede și face întocmai. Nu comentează și nu așteaptă alte variante. Cere vase în cuie ușa și procedează la turnarea unde lemnului în vasele goale. Observați cât timp vasele sunt goale unde lemnul curge. Cât timp vasul este gol unde lemnul curge. Când nu mai ai loc, nu mai vine binecuvântarea lui Dumnezeu pentru noi. Cred că țineți minte când lucram la remodelarea acestei clădiri, am avut așa pe inimă să continuăm și să terminăm lucrarea. Inițial am avut planul să facem numai sanctuarul, urmă în etapa a doua facem sala de mese și așa mai departe. Și atunci am primit ca din partea lui Dumnezeu gândul acesta să nu oprim vasele goale. Atâta timp cât erau vasele goale, Dumnezeu turna și a turnat ceea ce vedeți acum cu ochii dumneavoastră. Nu ne-am oprit, am ținut vasele goale la dispoziție și Domnul ne-a dat resursele prin care am terminat lucrarea acestei biserici. Nu este miraculos când Dumnezeu înmulțește lucrurile mici și puține puse în mâna Lui? Eu pot să vă dovedesc așa matematic că s-a întâmplat asta cu noi. Am dat 500 de mii pe clădirea asta. Am mai cheltuit vreo 300 și ceva, și când ne-a evaluat o bancă, ne-a evaluat la 1.700.000. Noi am văzut cu ochii noștri înmulțirea unde lemnului. Vasele goale s-au umplut. Când nu mai există capacitate de primire, unde lemnul se oprește. Știți de ce stagnează foarte mulți creștini? Știți de ce patinăm pe loc? Nu mai avem vase goale, nu mai avem disponibilități pentru Dumnezeu, nu mai avem capacități în care El poate turna harul Lui. Ne credem suficienți, destul. Am ajuns la limita spiritualității noastre. Știți că unde lemnul Lui Dumnezeu nu s-ar fi terminat deloc? Dacă asta ar fi adunat vasele din toată regiunea aceea, ar fi curs un pentru toate. Dar au adunat în funcție de credința lor, nu-i așa? Știți ce a spus Dumnezeu poporului lui Israel? Vă dau toată țara, cât va bate pasul piciorului vostru, toată țara ce este a voastră. Știți că evreii au călătorit foarte puțin și au cucerit foarte puțin din cât putea Dumnezeu să le dea? s-au plictisit într-o zi să umble. S-au săturat să mai adune vase. Este un episod în Vechiul Testament, un proroc îi spune unui împărat, deschide fereastra și trage, trage săgeți. Și ăsta a tras da, trei săgeți. Și spune, de ce te-ai oprit? Dacă trăgeai mai multe săgeți, de mai multe ori îi băteai pe dușmanii tăi. Dar o să-i de trei ori, pentru că ești leneș. Ești leneș. Cine te-a oprit să tragi săgeți? Lenea ta. Nu? Trage săgeți. Adu vase multe. Pune talpa piciorului și du-te. Ai curaj, ai îndrăzneală. Fă ceva ce n-au mai făcut alții. Du-te în teritoriul unde n-au mai fost alții. Cucerește noi teritorii pentru Dumnezeu. Îmi place foarte mult de băieții ăștia și trebuie să-i ajutăm, să ne rugăm Domnului pentru ei și să devenim parteneri cu ei și să-i ajutăm în lucrarea pe care o fac. Să duc să desenească un ogor nou, un loc unde alți români nu s-au dus. Trebuie să fim alături de ei. Au capacitățile deschise. Vin înaintea lui Dumnezeu cu vasele lor goale și Dumnezeu va turna unde lemn Atâta timp cât îți menții setea, foamea după Dumnezeu, atâta timp cât capacitățile tale sunt gata să primească, Dumnezeu va turna harului. În ziua în care ai vei hotărâ că este suficient, că ești suficient de pocăit, suficient de spiritual, suficient de bogat, suficient de deștept să vă opri unde lemnul. Știți că din harul lui Dumnezeu ar trebui să fim foarte, foarte bogați, ne putem... Sky de the limit. Femeia aceasta ar fi putut nu numai să își plătească datoriile și să trăiască cu fiii ei pentru restul vieții, dar ar fi putut să fie o femeie foarte bogată, dacă ar fi avut curaj să promute mai multe vase. Dar s-a limitat și s-a oprit un de lemn când n-au mai fost vase goale. O altă idee este aceasta, Guys. Uleiul va fi pus de vânzare pentru a-și plăti datoria. Femeia aceasta trebuie să-și plătească datoria. O să vedem imediat la concluzii um, un lucru care aș insista foarte mult la fiecare dintre dumneavoastră. Vremurile sunt grele și să știți că vor fi tot mai grele pe măsură ce înaintăm în istorie, în timp faceți orice efort și plătiți-vă datoriile. Pentru că într-o zi vin, vin creditorii după noi. Plătiți-vă datoriile. Plăteșteți datoria. Imaginați-vă că femeia aceasta dintr-o dată s-a văzut cu foarte mulți bani. Aoleu, wow! Nu? Ce perspective formidabile! O să ne cumpărăm un business, ne cumpărăm... Pământuri, terenuri, o să investim în nu știu ce. Instrucțiunile lui Elisei erau foarte clare. Plătește-ți datoriile, devine devină o femeie liberă, Câștigă-ți libertatea, plătește-ți datoriile, ești afară de supresiunea în care te găsești. Plătește-ți datoriile, salvează-ți copiii de la robie. Ce rămâne va fi pentru susținerea familiei tale. Vreau să închei cu câteva concluzii. Iată un verset care nu este prea popular între noi, în America, în societatea de consum americană. Bogatul stăpânește peste cei săraci. Și este foarte adevărat asta. Nu? Bogații devin mai bogați și săracii mai săraci. Și oriunde te duce în lumea aceasta, asta este realitatea. Banii la bani trag, nu? Când nu ai bani, nu au ce să tragă. Așa? Și bogatul devine mai bogat și la suprește pe cel sărac. Și partea a doua a versetului, aș vrea să o subliniați și să o țineți minte. Cel ce ia cu un prumut este robul celui ce dă cu un prumut m-am gândit la cât sunt eu rob. Și m-am speriat. Robesc la o groază de stăpâni. A cheamă Chase Bank, Home Depot, Lowe's, American Express, Mastercard. Și știți dumneavoastră, pentru că vi cunoașteți foarte bine cine sunt robii la care slujiți în fiecare lună și sunt totalmente inflexibil, nu-i așa? Așteaptă la timp și dacă se poate mai repede, cu atât mai bine. Morgăgiul de la casă, bilul de apă, cel de gaz, cel de curent, gunoiul, până și gunoiul trebuie să-l plătim, Doamne iartă-ne, nu? Culmea, domnule, cumpărăm, noi îl cumpărăm, dăm banii pentru el, plătim taxe la stat când le cumpărăm, nu? Ei ni le împachetează cât mai zdravă, punem totul în cutia de gunoi și iară plătim să ne-l ducă de acasă. Plătim apă pentru flori, apă pentru swimming pool, apă pentru tot, nu? tot plătim și plătim și ăștia nu te artă absolut deloc, creditorii ăștia, și apoi stăpânii necruțători, cardurile cu interesul care crește tot mai zdravă. Am un asemenea stăpân, când am aflat că mi-a 25% dobândă, am zis că de asta trebuie să scap. Ori îl caut și mă înțeleg cu el, <laughs> Ori nu știu, probabil am să iau împrumut de la unul care ia mai puțin interes să-l plătesc pe ăsta cu mai mare interes. Asta e păcălea la cea mai teribilă, nu? Luăm de la unul, dăm la altul, tace ăsta din gură, începe să urle celălalt. Și viața noastră se mișcă între acești creditori, între acești creditori care ne mănâncă zilele, ne mănâncă nopțile, ne mănâncă munca noastră, și liniștea noastră, sănătatea noastră. Știți că suntem robi celora de la care luăm împrumut? Faceți ce puteți și dezrobiți-vă. Dacă se poate, faceți ceva și dezrobiți-vă. Pentru că ne vindem pe zi ce trece tot mai mult. Intrăm în datorii până în gât. Și într-o zi nu o să mai putem ieși de acolo. O, se face bankruptcy, sigur că da. Imaginați-vă că femeia aceasta spune, o, robul tău se temea de Dumnezeu, a fost un proroc al lui Dumnezeu, extraordinar, nemaipomenit, a ținut o sută de oameni în peșterele, dat de mâncare, a făcut sacrificii nemaipomenite. Ce pot să mă sfătuiești? Chapter 11, nu? No? Fă bankruptcy. Ce, ce părere am fi avut noi despre Elisei, nu? Ce părere am fi avut despre Elisei? dă bankruptcy. Poți să urle ea cât vrei, lege, lege. Nu? Și ce dacă n-ai credit șapte ani? Și așa nu folosește la nimic, nu? plătește datoriile, zice Elisei. Mulți dintre noi ă, suntem foarte spirituali, numai lucruri duhovnice și de la Domnul. Eu aș zice să începem să luăm în serios și datoriile care le avem și să ne rugăm Domnului să ne ajute să ne scape de ele. În modul cel mai concret, rugați-vă pentru credit cardul ăla care a 25% pe, pe, an interes. Rugați-vă Domnului pentru a Poate dau ei bancropsi sau cine știe ce se va întâmpla. Nu? Sau Domnul îți va da uleiul suficient să poți să-ți plătești datoria aceea printr-o minune se va întâmpla și vei putea plăti datoria aceea. Dar rogă-te în mod concret. A fost o vreme în viața mea în care mi era frică să mă rog Domnului pentru lucruri de asta așa firești. cum să te rogi pentru ele? Domnul Dumnezeu spiritual, se ocupă de lucruri duhovnicești. Știți că lucrurile astea se afectează spiritualitatea ta? Știți de, ce nu te mai poți ruga și nu mai poți cânta la biserică? Pentru că credit cardul ăla stă în capul tău. Datoriile alea care le ai. Vine sfârșitul lunii și parcă vine sfârșitul lumii. Nu? Cum zicea cineva că uh, înainte nu erau suficienți bani, nu, până să termina luna. Luna era mai lungă decât resursele lui. Rugați-vă Domnului în mod foarte concret pentru o anumită datorie. Insistați în fiecare zi, până Domnul vă dă o soluție. Într-o zi Domnul trimite un Elisei care zice, împrumută niște vase, o să curgă ceva de la mine. Pune Dumnezeu să curgă ceva în vasele alea goale. Ok? Nu mai intra în alte datorii, oprește-te. Fă ca scop a vieții tale să scap de ele cât mai repede posibil. Cât mai repede posibil. Eu tot am mai glumit așa, dar gluma asta este aproape sinistră. Am hotărât să nu mai spun. Tot ziceam că am să las moștenire copiilor mei, un morghi din la zdravă, să plângă după mine câțiva ani de zile după aia. Gândiți-vă că lucrurile astea pot să fie o, o, o mare realitate, nu? Viața noastră este așa de scurtă. Suntem atât de fragili faceți un testament, scrieți în el ceea ce trebuie scris. Luptați-vă să nu lăsați datorii. Nu plecați din lumea asta, eu știu, lăsând pe cineva plângând. Nu? Eu cred că prorocul ăsta a fost om de treabă, să te mute domnul, dar nu prea să gândiți ce se întâmplă cu viața. Au crezut că a, o să moară nevastă mea prima dată, nu? Nu. Așa cum zicea unul în România, zice: Dacă unul din noi mare, eu mă mut în România. Era în Germania un român. Dacă unul din noi mare, eu mă mut în România. Iar era sigur cine moare nu? Wow. Super. Nu fă calcule de genul ăsta. Viața nu este la discreția ta, la dispoziția ta. Gândește-te la celălalt. Cum îl lași. Îl lași în datorii? Îl lași pe mâna creditorilor? Îl lași pe mâna credit cardurilor și a băncilor care vor veni să culeagă ultimul spic? Gândiți-vă la lucrurile astea. Și hai să facem din, din, din viața noastră ca un scop să scăpăm de datorii, să scăpăm de datorii. Trebuie să facem și ca biserică. Acum sunt unii care spun cam așa, mă frate, hai să ne băgăm la un morghiș mare, că să-l aibă, să-l plătească ea care rămân după răpire. <laughs> ok. <laughs> Watch out! Puneți-vă bine cu Domnul că după răpire o să rămână să plătiți un morghiș foarte mare la biserică. Nu? Ori vă pregătiți de răpire și scăpați de morghiș, ori rămâne să-l plătiți. Nu? Eu cred că și ca biserică trebuie să trăim responsabil și să ne achităm datoriile, să scăpăm de ele, să scăpăm de creditori, pentru că suntem robii celora de la care luăm cu bani împrumut. Un alt lucru care vreau să-l discut aici este că datoriile sunt o tiranie îngrozitoare care aduce suferință familiei. Știți cine suferea și vor suferi cel mai mult? Copiii. Iată văduva aceasta a rămas în datorii și copiii sunt amenințați să fie robi pentru restul vieților. Pentru restul vieților. Gândiți-vă la copii, gândiți-vă la urmași, la următoarea generație. Nu le lăsați datorii. Rugați-vă Domnului să ne dea harul acesta să putem să scăpăm de ele. Și ultimul lucru pe care vreau să-l menționez, dacă puteți să lăsați slide-ul acesta, avem o obligație morală de a scăpa de aceste datorii. Avem o obligație morală să scăpăm de ele. Obligație morală față de noi înșine, față de familia noastră, față de urmașii care vor veni. Să lăsăm curat în urma noastră când plecăm din această lume. Dacă nu putem să lăsăm lucruri, mă rog, în plus, dar măcar să fie conturile rezolvate. Ne-a plăcut de cineva care mi-a spus, ne-am cumpărat loc în cimitir, nu vreau copiii noștri să cheltuiască pentru noi, eu n-am încă curajul să fac chestia asta, deși știu că o să mă mut într-un cartier aici foarte apropiat de biserică, o să fiu mai aproape de biserică, tot mă uit la cartierul ăla, tare bine să înțeleg la oaltă, numai flori au la ferestre, toți. Gândește-te la aceste lucruri, pentru că asta este realitatea în care noi trăim, viața este foarte scurtă. Și învățăm de la uh, femeia aceasta și de la Elisei o lecție fundamentală în această zi. Plătește-ți datoria, du-te, de, de unde de lemnul și plătește-ți datoria. Iar cu ceva va mai rămâne, vei trăi tu și fiii tăi. Doamne, dar nu mai rămâne nimica. Dacă plătesc credit cardul să nu mai rămâne nimica. Să vezi că rămâne. Nu vezi că cu cât ai mai mulți bani, mai mulți cheltuiești. Când ai mai puțin, cheltuiești mai puțin, dar tot te descurci. Românul nu moare de foame nicăieri. Crește loboda, urzicile, cine știe. Noi suntem extrem de inventiv. Socră mea spunea că dacă are o cutie de smântână și pe piciorul de la masă face un pic de supă, ciorbă. Faci o ciorbă bună pe piciorul de la masă. Nu. Noi suntem inventivi, nu o să murim de foame nu o să ducem lipsă. Dumnezeu nostru ne poartă de grijă și ne va purta de grijă toată viața noastră. Să avem încredere în El. Și vreau să închei cu afirmația aceasta. Harul lui Dumnezeu este inepuizabil. Dacă El este inepuizabil în seara asta, am o întrebare pentru tine. Ai un loc gol pentru El? Ai un vas în care poate să curgă unde lemnul în seara asta? Ai un vas disponibil? Mai este ceva în viața ta în care poate turna Dumnezeu harul lui inepuizabil în această seară? Este cineva care are nevoie de har din partea lui Dumnezeu pentru vindecare? În seara aceasta vrem să ne rugăm pentru el. Dumnezeu nostru este Dumnezeu care ne vindecă, ne vindecă bolile noastre.